Oferte speciale la școli auto în Chișinău pe catanis.md. Andrei, mie îmi plac mult piese de Ateli, cred că pot să numesc Believe, 550 Aedra Mix, adică da, lucruri astea de care ți-am mai spus, Dark Warrior, Daylight, Home. Dacă ar fi să luăm o piesă și să vedem cum anume i-a apărut, putem să vedem oare procesul, de exemplu, din momentul în care ți-a apărut ideea sau ideea de beat, da, până când piesa a ieșit? Păi, evident că am putea vedea asta, de obicei eu nu salvez toate etapele, uh-huh, fiindcă toată muzica asta se creează într-un soft, obișnuit, mai neobișnuit, uh-huh, nu are nicio importanță, dar adică el se creează pe etape și practic etapele precedente dispar, adică tu ștergi ceva, ceva adaugi, este ca un, într-un fel, ai un șir de instrumente, o mulțime de instrumente și tu le aranjezi, le editezi, le tai, schimbi anumite note. Deci toate etapele astea precedente nu se salvează. Eu mai fac exporturi la anumite nivele și nu știu, dacă le găsesc pot să vă arăt cum a sunat sau ce a fost mai de la început. Mm-hmm. Dar în general, în proiect, adică el deja este, uite, este proiectul final, tu poți doar să împarți toate instrumentele, să le asculti separat. Dar să vezi cum a fost de la început, e, nu știu, e mai greu. Doar dacă am salvat niște exporturi pe parcurs. Corect înțeleg că unele piese sau unele idei de beat-uri apar pur și simplu când tu în mintea ta derulezi diferite idei de beat-uri, nu știu. Cum are loc anume iată momentul ăsta? Asta e un proces creativ extrem de diferit de fiecare dată. Uh-huh. Câteodată pot să mă așez și pur și simplu să încerc diferite chestii. Foarte multe chestii interesante care au fost plăcute în sfera asta muzicii electronice, cel puțin pe care le-am creat eu, erau create pur și simplu întâmplător printr-un experiment. Adică încercând anumite melodii, anumite tehnici de inginerie, de sunet, am obținut un anumit sunet, mie mi-a plăcut, eu l-am înregistrat, am făcut toată melodie pe baza lui și el a fost plăcut. Adică nu pot să spun că eu l-am visat noaptea și cum se creează acest sunet sau această melodie și am venit în studio și am făcut asta, știi, din automat, știind din timp. Majoritatea proceselor nu se întâmplă, adică așa, se întâmplă aici în studio, prin diferite încercări, experimente și momentul când auzi ceva, uite, îți place. Mai rar, dar se întâmplă și chestii când îmi vin melodii din timp. Și în momentul ăsta eu rapid fug încoace, adică ca să nu uit și foarte multe cazuri sunt când le uit, adică și îmi pare foarte rău că, adică îți vine o melodie în gând și mereu o repet și în momentul în care cineva mă întâlnește sau pe lângă mine trece un alt sunet, este foarte ușor să te dezbați din asta și el dispare ca...